Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru celor vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. E un subiect nu ușor. Nu știu de ce Dumnezeu l-a ales pentru adunarea de aici, din Göteborg. Dar bănuiesc. Și câteva gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă cu o întrebare. Știi să ierți? Și subiectul și lecția din seara aceasta care Dumnezeu vrea să mă învețe și pe mine și pe voi este Învață să ierți. Învață să ierți. Câteodată suntem superficiali în a ierta. Unii se iartă foarte ușor pe sine însuși. Își liniștesc cugetul. Păi ok. Domnul nu-i chiar așa. Și foarte ușor suntem prinși de lucrul acesta să ne liniștim pe noi înșine și să ne iertăm pe noi înșine. Și într-un fel e bine. Am întâlnit oameni care nu se pot ierta pe ei înșiși. De ce? Cineva i-a spus că nu mai are iertare. Vine diavolul și îi spune, tu nu mai ai iertare. Dar am întâlnit oameni care se iartă foarte ușor unul. Pe ei însăși, se iartă ușor. Și atunci când te ierți prea ușor și iei cuvântul iertare ușor, diavolul vine din nou și din nou. De aceea am vrea să nu cădem nici într-o pantă, nici în alta. Și în seara aceasta să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și în primul rând începem cu lucrul acesta. Iartă pe cei ce ți-au greșit ție. Dintre oameni. Cât de ușor, uitându-ne în viața noastră puțin așa, azi, ieri, săptămâna trecută, în timpul așa apropiat sau poate îndepărtat, poate ai pe cineva în inimă prizonier. Că atunci când nu știm să iertăm, ținem prizonieri în inimă. Și mergem pace, pace. Dar în inima noastră e război. În inima noastră e război. Avem prizonieri. Și aș vrea să ne cercetăm și să ne uităm. Cuvântul Domnului pe care l-am citit din Matei, spunea în Matei 6, Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage. Și încheie după rugăciunea Tatăl nostru, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre. Cât de ușor îți este să ierți pe oameni? Cât durează? O oră? O zi? un an, o viață? Aș vrea fiecare să ne uităm în inima noastră și să vedem dacă nu cumva avem prizonieri. Noi avem o vorbă românească, te iert, te țin minte. Și când împici la îndemână data viitoare, îți aduc tot din urmă. Frați dacă ar face Dumnezeu așa, ei, la noi ar fi un munte înalt, dacă ar face Dumnezeu cum facem noi uneori când iertăm, poate soțul pe soție, soția pe soț, sau în, în adunare, sau chiar în lumea aceasta. Dacă am face așa Dumnezeu să ne ierte, dar să ne țină minte, datoria noastră ar fi foarte mare. De aceea aș vrea să ne uităm puțin în viața noastră, sincer, să vedem dacă avem prizonieri. Iertați! pe cel ce v-a greșit vouă dintre oameni. Am uitat în cuvântul Domnului și îmi place un exemplu care este scris în cuvântul Domnului despre Țiba și Mefiboset. Ce este trist că am auzit Duhul Domnului spunând uneori că în popor frață să negresc, cum l-au negrit Țiba pe Mefiboset. Și în întâmplarea aceasta, Spune acolo cuvântul Domnului Mefiboset, era din neamul lui Saul, o log, avea un slujitor care îl îngrijea. David a avut bunăvoință față de Mefiboset și l-a chemat la masa lui, se îngrijea de el pentru că David o ținut la Ionatan și i-a părut rău că Saul a murit cum a murit. Și la un moment dat David a fost nevoit să fugă din pricina lui Absalom. Mefiboset nu a putut să fie cumpăratul, deși era în suita împăratului, stând la masa împăratului. Țiba l-a înșelat și la un moment dat arată cuvântul Domnului acolo că atunci când David o a întrebat de Țiba unde mi-a fi boșel, mi-a fi boșel l-a un negrit. O zis un neadevăr. Noi câteodată spunem poate un adevăr, dar tot în negriere se cheamă. Pentru că noi suntem chemați să iubim. Nu suntem chemați să dăm sentințe. Cuvântul Domnului arată acolo, David a zis, nu, dacă mi-e fi venit, țiba, ai să iei tu tot ce au avut mi pământurile și tot să-ți aparțină ție. Și apoi se derulează situația asta, David se întoarce în pace, Mefiboset iese înaintea lui David și se pleacă și David îl întreabă de ce n-ai venit Mefiboset și Mefiboset foarte simplu, zice, robul tău, o vrut să vină, dar slujitorul meu m-a înșelat. Și David a zis, și ceva? Dacă e așa, să împarți tu pământurile cu țiva. Dar mi-a fi zis, nu-mi trebuie nimic. Nu mă interesează că țiva m-a onegrit înaintea împăratului. Eu mă bucur că împăratul se întoarce înapoi în pace. Și eu vreau să stau cu împăratul. Lăs pământurile să le ia țiva, că el de asta m-a onegrit au avut nevoie de pământuri. Frași și surori, de ce ne negrim unii pe alții? Atâta negriri este pe internetul ăsta. Atâta bat jocură la adresa slujitorilor, la adresa lucrării lui Dumnezeu. Atâta negrire avem uneori în inimile noastre, în mesajele noastre, în telefoanele noastre, în convorbirile noastre, în întâlnirile noastre. Întreabă-te, câți frați ai negrit? Și în seara asta avem prilejul să ne cerem iertare. În seara asta împăratul ne primește la masa lui. Nu au cerut nefibășesc să-i să facă dreptate. Pedepsește-l păi, pe țiva. Nu, din potrivă zis, nu împărate, mie nu-mi trebuie pământuri. Mie nu-mi trebuie. Eu, eu sunt bucuros că împăratul se întoarce în pace. Cea mai mare bucurie a noastră este să fim la masă cu împăratul. Să avem parte cu împăratul. De aceea Dumnezeu să ne ajute să nu fim țiba. Să fim un mefiboșet care știe să iubească. Care știe să nu răspunde cu aceeași monedă, cu aceeași răutate. Iartă pe cei ce ți-au greșit ție. Este sfatul lui Dumnezeu. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu prietenii. Cu familia, cu ai din biserică, cu românii numai. Cu toți oamenii. Amin, amin. Doamne, ajută-ne să trăim amin. în pace. Apoi, mergem un alt punct care este foarte sensibil. Iartă pe cel ce a greșit lui Dumnezeu. Dar ce suntem noi, Dumnezeu, să iertăm? Nu. Dar câteodată, mai ales în vremea de acum, sunt unii care ia locul lui Dumnezeu. Ăla nu mai are. Gata, nu mai are mântuire. Ai auzit de ăla? S-a terminat. Și noi luăm locul lui Dumnezeu. Și de ce am scris gândul acesta sub călăuzirea Domnului? Iartă pe cel ce a greșit lui Dumnezeu. Noi nu dăm iertarea. Dar când ai o stare de iertare, când tu te bucur că Dumnezeu pe tine te-a iertat și te iartă, poți să te rogi pentru cel ce a greșit lui Dumnezeu. Poți să te uiți nu cu ochi de judecată, nu, poți, nu te uiți cu ochi de uh, răutate, de dispreț, te uiți cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Nu știm niciodată cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu față de cineva și nu știm cât de mare este căință unui om. De aceea, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Când Dumnezeu iartă, El pune anumite condiții când Dumnezeu iartă, pune anumite condiții, tot acolo, pe paginile Scripturii, acolo, în Cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Samuel, arată despre un alt om, și mei. Omul care bagiocorește, și tare mult sunt bagiocoritori în vremea de acum, omul care, atunci când împăratul David, în aceeași situație, când fugea de Absalom, iese și începe să-l blasteme, și să-l uh, bagiocorească pe David. Și scrie acolo Cuvântul Domnului, că Ioab și fiii țărui au zis, lasă-ne să lasă-ne să-l tăiem în bucăți. Așa suntem noi câteodată. Unii ar merita, poate, dar nu suntem noi chemați să facem dreptate. Noi nu avem dreptate. Dreptate o are Dumnezeu. Și împăratul David spune acolo un lucru, lasă-l. Poate Dumnezeu i-a pus împăratul David s-a văzut ca un vinovat și a zis, poate Dumnezeu. Logădui Dumnezeu să mă blaste, mă Dumnezeu să mă bajocurească, lasă. Dar se întoarce foaia. Și împăratul David se întoarce în pace. Și și mie realizează că a fost un moment nepotrivit, un moment în care a greșit când o blăstemat și o bajocurit pe împăratul David și se întoarce și îi pare rău. Și împăratul David îl iartă, dar îi pune niște condiții. Dacă Dumnezeu te-a iertat și ne-a iertat, dacă am beneficiat și beneficiem de iertarea lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să ținem cont de condiții. Amen. Dumnezeu pune niște condiții. Și mie i-a spus, rămâi la Ierusalim. Așa i-a zis împăratul David. Îți faci casa la Ierusalim, stai în Ierusalim, în momentul, în ziua când ai plecat din Ierusalim, tu vei fi vinovat. Dacă ești și suntem aici și am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, în seara aceasta Domnul spune, rămâi la Ierusalim. Rămâi în iertarea acordată și căiește-te. Nu căuta să-ți faci dreptate, nu căuta să arăți ceva la oameni. Noi suntem chemați să rămânem în smerenie. Și mie au rămas un timp, dar David l-a încredințat pe și mie fiului său, Solomon, și spune cuvântul Domnului undeva acolo că la un moment dat și mei au fugit doi robe. Și au uitat că condiția pusă de împărat era valabilă de fiecare dată. Și au uitat și au plecat din Ierusalim. De ce? Să caute doi robe. Au prețuit mai mult ascultarea de ce condițiile puse au prețuit robii. Și noi câteodată fugim după robi ne robește cel rău. Aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să rămânem la Ierusalim. Pentru că atunci când nu rămânem, atunci când nu ascultăm, știm întâmplarea cu David. Și David a plătit un preț. Un preț care și l-a dat cu însăși gura lui. După o pildă spusă de Nathan prorocul, David în dreptatea lui, și a rostit sentința el însuși. Omul acela e să moară și să se dea patru mii înapoi. Și acolo spune cuvântul Domnului Nathan a zis, tu ești omul ăla. Tu ar trebui să mori, dar n-ai să mori. Dar Dumnezeu îți mai dă o șansă. Dai să plătești prețul nevegherii. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe cei ce am beneficiat de îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să rămânem în ascultare. Iar pe ceilalți care suntem și ne uităm uneori la un om, la un altul, Dumnezeu să ne ajute să ne încadrăm. Spune cuvântul Domnului Efeseni acolo 4, cu 32, Domnul ne cheamă să fim buni, miloși, îngăduitori și cum ne-a iertat Hristos să iertăm și noi. Iartă pe cei ce au greșit lui Dumnezeu. Cum? Noi trebuie să ne fie milă de om, dar să condamnăm păcatul. Păcatul este păcat. Păcatul este păcat în viața mea, Păcatul este păcat în viața oricărui. Dar Dumnezeu ne cheamă să avem milă de cei ce greșesc. Spune aici cuvântul Domnului Galateni 6, fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în, deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnice, să o ridicați cu Duhul Blândeț. În seara asta întrebați-vă ce suntem, duhovnice sau firești? Ce hotărând să fim. Dacă ne uităm în viața noastră, am avut momente când am fost oameni firești. Când am pus și noi pe focul lor al condamnării, al apăsării și nu ne-am uitat cu milă. Și în seara asta Dumnezeu vrea să ne avertizeze ți să vă da prilejul să fii duhovnicesc. Fii duhovnicesc. Amin. Fii duhovnicesc. Dacă nu poți să spui o vorbă bună, taci. Dacă nu poți să spui o rugăciune, taci. Pentru că aici spune, purtați-vă unii altora sarcinile voastre, purtați-vă unii altora sarcinile și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dar dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze faptul lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu privire, cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Doamne, ajută-ne să putem să iertăm. Amin. Dacă Dumnezeu ar fi ca noi, ne-ar aduce aminte de un an în urmă, de cinci ani în urmă, de zece ani în urmă, fiecare am avut o înfrângere. Mai mică sau mai mare. Dar Dumnezeu în durare ne-a iertat de aceea vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem să iertăm. Când Dumnezeu vede pe un om că i-a greșit împotriva lui și are nevoie de iertare al Dumnezeu și noi să fim părtași, sprijinind, fiind miloși, căutând să ajutăm pe omul care cade, să se poată ridica. Doamne ajută la aceasta. Ca să se poată manifesta iertarea, fraților și surori. Iertarea este valabilă doar dacă ne pocăim. Omul care se semețește, omul care nu ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, pierde iertarea. Ne uităm la Ezechia. Omul care a avut parte de o mare minune, dar Dumnezeu i-a vorbit ceva. Eu zic, puneți viața în rânduială. Cum vă spune Dumnezeu unora dintre voi în seara asta, dregeți-vă altarele. Ce ai făcut în seara asta? Te-ai uitat și ai spus, cred că ăla trebuie să-și dea altarul. Cred că familia aia. Am scris aici, unul din motivele pentru, pentru care altarele sunt dărâmate este neiertarea. Nu de la mine. Domnul mi-a zis că în multe familii și în multe inimi este neiertare. La unii este neiertare veche. Și în seara asta e nevoie să vină iertarea, să ia locul neiertării. În seara asta Dumnezeu vrea să aducă eliberare. Amin. Împăratul Ezechia se întoarce cu fața la perete, spune rugăciune frumoasă, îi aduce aminte lui Dumnezeu ce a făcut și Dumnezeu îl întoarce prorocul înapoi și spune, îi mai dau 15 ani. Și urmează la un moment dat, un moment în viața lui Ezechia, când Ezechia se fudulește, se îngânfă. Se îngânfă. Și la un moment dat, când Dumnezeu îi spune ce se întâmplă, rostește un în cuvânt, bine măcar că în timpul vieții mele o să fie bine. Ce ziceți? Avea Ezechia iertare în inimă? Nu, avea neiertare. Avea neiertare, neiertare față de el și neiertare față de casa lui. Nu l-a interesat ce se va întâmpla cu casa lui. De multe ori este neiertare în viața noastră. Când nu avem interes ce se întâmplă cu soția, soțul, copiii, familiile noastre, cu frații noștri. Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem lucrul acesta. Pentru că iertarea, când vine, este pusă prin condiții. Și mie au avut niște condiții. David a avut niște condiții. Și dacă ne ascundem, să știți că s-ar putea să vină un prea târziu. Cunoaștem și ați auzit predici despre Acan și Dumnezeu a dat prilej la Acan să se căiască. Iertarea se dă în condițiile căinței. Și iertarea rămâne valabilă atunci când rămâne însmerit și ne căim în continuare. Nu când ne semețim, când ne căim, când se vede și înaintea lui Dumnezeu, vede și în întunericul și văd și oamenii. Omul acesta se căiește cu adevărat. Acan a avut prilejul să se căiască și să a ascuns. Și din pricină că nu ne smerim, din pricină că nu vine căința peste noi, îngăde Dumnezeu să vină smerirea. Ce trist! Omul acesta a avut prilejul Știind că Dumnezeu a zis, poporul a păcătuit, a luat din lucrurile date nimicirii. Și din pricina unui om are o înfrângere tot poporul. Și Dumnezeu spune, scoate tot poporul lui Iosua. Trage la sorți pe seminții, pe cete, pe familii. Și are timp acasă să se pocăiască. Are timp să se căiască. Și el stă liniștit se ascunde. Și la un moment dat, Iosua se îndreaptă drept spre el. Dă slavă Domnului, ce ai făcut? Am văzut, am poftit. De multe ori am avut parte de suflete, oameni care au venit la mărturisire și am făcut și asta, am făcut și asta, fără să fie o stare de părere de rău. Frașii și iertarea este valabilă când ne pocăim. Iertarea este valabilă când ne smerim, când ne plecăm. Mi-aduc aminte, povesteau părinții mei, povesteau frații, undeva într-o localitate în părță de, de sus a, a, României, undeva parcă în Moldova sau nu știu exact unde, dar tatăl meu povestea lucrul ăsta. Un bărbat o căzut, o căzut, o greșit, o păcătuit. Și frații au pus o condiție ca să fie iertat. În fiecare program ești prezent când înainte de a veni oricine la adunare. Stai la ușă și spui la toți cei ce intră, eu sunt omul care am păcătuit. Când se termină programul, ești prezent la ușă. Și la toți care iese, le spui, eu sunt omul care am păcătuit. Și spunea păcatul. Și m întrebat, ce vrei să faci? Și au zis, da și stat câteva luni de zile, smerit, cu capul în jos, în rușine, și după câteva luni de zile, frații au zis, destul, te duci pe ultima bancă și plângi acolo înaintea Domnului. Și Domnul să se îndure de tine, să ne a trecut timpul și a dat dreptul să ia cina Domnului. Frați și surori, iertarea vine în condițiile puse de Dumnezeu. Nu în condițiile puse de noi vine în condițiile puse de Dumnezeu, dar iertarea trebuie să aducă pocăință. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Pentru că Acan, Acan nu ascultă, nu ia aminte și când vine eu să în fața lui, spune poporului, dați-vă la o parte. Și din pricina nepocăinței unui tată, moare nevasta, mor copiii, pentru că s-au venit sentința dată de Dumnezeu. Ce frumos arată cuvântul Domnului când o, a, o altă familie, care era Core, Datan, Abiram și On, s-au răsculat și ei împotriva lui Moise și al lui Aron. Și la un moment dat Dumnezeu spune voi face o judecată. Core, Datan și Abiram nu s-au pocăit. Familia lui On s a tras deoparte. Fiul lui Core s-au tras deoparte. Și-o scriu niște psalmi frumoși fiului lui Core. Scriu niște psalmi extraordinari care ne-au rămas și nouă. Niște psalmi ai pocăinței. Dar tatălui, familie celelalte, cu toții, stau semeți și nu vor să se pocăiască. Se trage poporul înapoi și vine pe lui Dumnezeu. Frași și surori, să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne învețe ce înseamnă iertarea. Și dacă ar fi să vorbim mai departe, vorbim de Anania și Safira, și m-am gândit, scriind aici câteva cuvinte, de câte ori nu l-am mințit și noi pe Duhul Sfânt? De câte ori n-am folosit minciuna? Și totuși Duhul Sfânt în îndurare ne iertat. Că ar trebui de multe ori mult să fim ca să și Safira. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Iertarea este valabilă când ne pocăim. Și să acceptăm condițiile iertării pe care le pune Dumnezeu și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și un ultim lucru care aș vrea să amintesc. Dumnezeu iartă și uită. Dar noi ne multe ori ne aducem aminte. Știți cine vine să ne aducă aminte că și vă înșală pe mulți că nu sunt iertați? Diavolul. Am întâlnit tineri care au zis: Nu simt că sunt iertați, dar de ce? O voce îmi spune că nu sunt iertat. Dar tu ți s părut rău? Te-ai căit? Dacă tu te-ai hotărât să te pocăiești, Dumnezeu este cel ce dă iertarea. De aceea, în seara aceasta, am vrea ca Dumnezeu să ne arate dragostea Lui. Când își arată Dumnezeu dragostea Lui, Dumnezeu în dragostea Lui ne ridică. Dumnezeu în dragostea Lui ne curățește. Dar, când noi nu ne căim, când noi nu rămânem în ascultare, iertarea lui Dumnezeu se poate schimba. În seara aceasta aș vrea să vă spun că am întrebat și eu pe Domnul și mi-a zis așa, unele altare sunt dărâmate, chiar dacă există rugăciune. Chiar dacă vă adunați și vă rugați cu copiii voștri, soți și soții, Dumnezeu a văzut niște fisuri în altare. Și una din fisuri se cheamă neiertare. Uitați-vă fiecare în inima voastră, în casele voastre. Poate n-a iertat pe cineva care ți a greșit ție. Poate nu poți să accepti că Dumnezeu poate să ierte și să se îndură de cine vrea El și cum vrea El. Și e treaba Lui ce face cu Cel pe care vrea Dumnezeu să-L ierte și să-L reabiliteze. Dar Aș vrea să vă spun că am scris aici. Niertarea trage amărăciune, gelozie, niertarea trage iuțeală, mânie și strigări, cuvinte, strigăte care nu-i plac Domnului. Niertarea face să scadă dragostea și unul față de altul și dragostea față de Dumnezeu. Niertarea dărâm altarul. Și neiertarea știți ce atrage în ultimul moment? Având neiertare în inimă, zile, săptămâni, luni și ani, neiertarea știți unde ne duce? La ură. Și ura se camuflează foarte ușor. Dar n-am nimic cu el. Eu n-am nimic cu el. ce drept? N-ai nimic cu el. Nici nu-l urăști, nici nu-l iubești. Domnul ne cheamă să avem dragoste. De aceea, în seara aceasta, haideți să spunem Domnului, Doamne ajută-ne să nu ne negrim unii pe alții. Pentru că dacă ne negrim unii pe alții, stăpânul nostru nu este Dumnezeu. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care a fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos? Doamne, ajută-ne pe toți! În ziua aceasta aș vrea să te verifici. Și să mă verific eu pe mine, să mă duc să-mi verific casa mea. Câtă neiertare este în inima mea? Cât de veche este neiertarea? Și dacă sunt pregătit, și dacă tu ai stare de iertare te vei, vei, pregătește că vei fi pus la încercare. Vei fi pus la încercare. Nu te măguli, să nu ne măgulim, spune, mă, nu se potrivește cuvântul ăsta pentru noi. Ial. Pentru că Dumnezeu ți-l dă în seara asta și vrea să spună, vei fi pus la test. Poate până acum n-ai fost testat. Până acum n-ai fost încercat. Dar va veni momentul când Dumnezeu va vrea să vadă câtă iertare și dacă știi să ierți. Cum să iertăm? ne-a iertat Hristos pe noi. Cât să iertăm, cât timp să fie iertarea, totdeauna. Să putem să ridicăm mâini curate către Domnul. Să putem să ne ducem în dragoste să spunem te iert, te-am iertat și vreau împreună cu tine să pot să moștenesc împărăția. În rai. Nu vor fi străzi cum se mai întâmplă câteodată mergi la adunare, eu am văzut lucrul ăsta. Nu mai era loc, dar pe locul liber unde eu putea să stea, nu vreau să stea. De ce? Pentru că era o persoană care nu-i convenea să stea lângă ea. Deci spuneam fraților că am văzut la anunț, la mese. Te duci la o masă și mai sunt trei locuri, patru locuri libere și întreb, pot să stau cu voi? Nu că sunt ocupate și pleacă respectiv de la masă și nu mai vine nimeni la masă. Dar noi spunem că avem părtășie. Dar nu ne-o conveni de fața respectivului. N-am vrut să-i primim la masa noastră. Este iertare? Este iubire? Nu. Este atâta neiertare în poporul lui Dumnezeu și este atâta fățărnicie. Și e atâta negire pe internetul acesta și nu este nicio religie. N-am văzut nicio altă religie, nu o să pomenesc numele religiilor aici, dar n-am văzut nicio altă religie, nici un alt cult, nici o altă credință să se bajocorească cum se bajocorească creștinii. Și dacă noi suntem și spunem că suntem ambasadorii Domnului, martori ai Domnului Isus, se bucură Domnul de stările care sunt în popor? Nu. Una din fisurile care dărâmă familiile, care dărâmă adunările, este neiertarea. Și neiertarea de multe ori este mascată în spatele cuvintelor. Frate, dar n-am nimic cu tine. Te iert. Te-am iertat. Dar te țin minte. Și am pici tu în mână și când împici tu mână, ți aduc aminte de 20 de ani. Și ajungem să dezgrăpăm morții care miroasă greu. În seara aceasta, mai mult decât aș fi putut să spun eu, să vorbească Dumnezeu în continuare. Și fiecare să ne uităm și dacă în inima noastră nu și-o cu loc neiertarea, Doamne, păzește-ne pe toți. Și ajută ne să putem să fim buni și cum ne ierta Tu să putem și noi să iertăm. Tatăl meu avea un obicei și spunea păcatul este păcat, dar păcătosului nu-i dau eu, nici nu pot să iau șansa. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze adunarea Domnului cu o stare de iertare de bunătate, de dragoste, amin.